Salutare tuturor! Eu sunt foarte supărat, foarte supărat și o să vedeți de ce eu sunt supărat. În primul rând, hai să luăm de la început. Am foarte mult de spus, foarte mult, dar vreau să luăm la rând. Cum am zis, am promis, o să spun despre 5 chestii astăzi. Cum a zis oamenii, faza cu am lăsat copil, bă, mamă, am abandonat familia și copii, amanta din Dubai sau... O să vorbim despre asta, dar vreau să luăm la rând. Iza a postat un clip unde a zis ea că da, m-a dat afară din casă, are nevoie de pauză, bla bla bla. Dar eu nu înțeleg de unde voi a scos asta cu eu am abandonat copii și familia. Iza a zis asta în clipul? Hai să vedem. Am ajuns într-un punct în care ne-am certat destul de urât și... L-am rugat să plece, să-și ia hainele și să se ducă din casă, să plece, pentru că simțeam nevoia să nu-l mai văd, să luăm o pauză, să, nu știu, să văd cum e fără el, să vadă el cum e fără noi și pur și simplu voiam puțină distanță. Unde în clipul asta a zis că eu l-am abandonat? Unde în clipul? Dar voi m-a înjurat degeaba, m-a... Nu e frumos, mă, să fim oameni buni. Și ce mă enervează cel mai mult? Sunt oameni care mă înjură până la pielea. Ești un gunoi colorat. Bă, suntem în 2023. Cu ce am greșit, mă? În primul rând, nu l-am abandonat niciun copil. Copilul meu o iubesc de la bun început. Hai să vă arăt ceva. De când ea a avut o lună, când i-a făcut o lună, ea doarme numai cu mine, pentru că eu cu Iza, noi stăm separat în același casă, pentru că știi că Iza are problema cu sănătate și dacă copiii trezește noapte și plânge, Iza nu trebuie să pierde somn. Deci de când copiii sau fetița mea a avut o lună de zile, fiecare noapte, eu dorm cu ea. Voi știți care aveți copii, voi știți cum e. Trezește de 5-4 ori, nu știu, pe noapte, eu fac... Eu schimb pampers, eu dau de, să mănâncă, eu fac tot. Eu nu plâng, eu nu înțeleg asta. Oamenii spune că eu am abandonat copii, asta nu înțeleg. Și când s-a născut Iza, am postat o poză pe social media cu fața mea, fetița mea, știi? Și oamenii se scrie, e prea alb, întreabă pe Iza, de unde a făcut copii? Nu e copilul tău? Mult. Mergeți la mine pe social media, o să vedeți acolo comentarii care a scris oameni cu răutate, știi? Dar... De atunci nu l-am abandonat copilul meu. Și de ce să-l abandonez acum? Asta vreau voi să puneți în capul vostru, un pic în pielea mea. M-ați judecat degeaba, fără să știți nimic. Am văzut că mulți dintre voi m-au acuzat că eu sunt dracu, eu n-am suflet, eu n-am inima, că eu nu iubesc pe fiică, pe familie, l-am abandonat. De asta am decis eu să vă arăt clipul ăsta care urmează. N-am postat nicăieri, nici pe... Am păstrat pentru mine. Hai să vedem. Asta a fost un clip unde eu am mers la Sibiu. Am plecat la Sibiu cu trenul. Am mers vreo, nu știu, 5 ore din București până la Sibiu, cam așa. Pentru că am auzit că există niște copii la casa de copii cu boala, cu niște probleme cu sănătate și au nevoie de ajutor. Și pentru că eu iubesc copii, știi? Asta a fost înainte să vină și fața mea, știi? Fetița mea. Și am mers acolo și am auzit că ei au nevoie cineva să fie moș de Crăciun, știi? Pentru că a fost împrejurarea aia de Crăciun. Și am zis, ok, lasă, eu mă îmbrac cu banii mei, cu tot. Am mers la Jumbo, am cumpărat aproape tot jucările. Eu știu cât banii noi am, eu am cheltuit, știi? Pentru copilul ăsta. Și nu... Am făcut asta și am lăsat acolo. Nu, am îmbrăcat ca moș de Crăciun, am mers la ei și am pachetat tot cu dulciuri, cu astea și l-am dat tot la rând, știi? N-am fost rușine. Eu nu vreau să vă demonstrez, dar vreau numai să vă spun că voi mă judic fără să știți nimic. Și nu e frumos, știi? Nu e frumos. Poate tu mă judic pentru că ai avut un trecut nașpă, poate... Soțul tău te-a lăsat sau tatăl tău te-a lăsat, dar nu înseamnă că tot bărbați sunt la fel, știi? Și așa a fost.
Și asta este unul dintre multe gest bune care am făcut în România. Știi? Și înainte să mă judic, vă rog din suflet, aștept să auz și din partea mea. Ați văzut că Iza a postat ceva cu bebe, singură acasă. De acolo m-a luat. Nu e frumos. Nu e frumos. Și gândiți-vă, dacă eu pot să fac asta pentru niște copii care nu sunt copilul meu, de ce tu crezi că eu am abandonat copilul meu? Atât am dispus. Nu e frumos. N-am abandonat copilul meu. Copilul meu o iubesc din tot suflet. Eu fac tot pentru ea. Dacă eu cu Iza avem niște probleme, copiii nu are nici de vină. Dacă o să despartim acum sau în 5 luni sau noi am despartit, eu o să fiu acolo pentru copilul meu. Oameni care m-au făcut dracu, vă rog, voi trebuie să cer scuze pentru că nu e frumos. Înțeleg, voi ați văzut situația, ați văzut clipul care a postat Iza, ați fost supărat. Înțeleg, poți să scrii acolo cum a scris alții, e dezamăgit, de ce Blaze, bla 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 bla, nu e frumos, dar să mă judic, să mă înjur de la piela, eu sunt prost, eu sunt mai mult, eu... Pentru ce? Eu sunt om ca voi. Nu e frumos. Și asta e primul care am vrut să clarific despre copilul meu. Nu l-am abandonat. O iubesc, o să fiu acolo tot timpul pentru ea, indiferent de situație. Uitați-vă din nou la clipul, pentru că există oameni care nu știu ce pupat, ce Dubai, ce... Hai să vedem clipul din nou. Scuze, nu e clipul ăsta. Stai, din nou, alt clip, scuze, nu asta. Ce vreți? M-a omorât deja. M-a făcut până la căcat, până la cioară, despre ce voi nu, ignoranță. Dacă chiar eu am o amantă sau chiar sunt în Dubai, pentru că nici n-am fost în Dubai. N-am fost în Dubai. Toată nebunia asta cu Dubai, cu Maldiv, cu asta, cu aeroport. Am fost acasă cu soția, cu copii. Da, dar voi m-au omorât. Băi, Doamne, n-ai cum cu voi. Întrebarea este, Blaze, de ce ai făcut asta? Deci, da, am făcut asta. De ce? Pentru că în ultimele vreme am văzut că mult știri, mult pagina mireasă, oameni, vorbește despre mine, despre noi, că noi am despatit. Când noi n-am despatit, a fost o doamnă care a scris fiecare pagină. Am văzut, Blaze a despatit de Iza, Blaze. Ei, doamnă, tu nu stai cu noi acasă, de ce ziceți asta? Și când am văzut, pentru că mulți știri vor să facă rating, și am zis, ok. Am vorbit cu Iza, am zis, ok. Pentru că, ca să fim sinceri, da, eu cu Iza avem niște probleme, dar noi n-am despatit. Orice relație are problema, nu? Și am zis, hai să facem ceva frumos. Eu sunt creator de conținut. Asta voi nu aveți în cap. Eu știu oamenii o să mă înjură. Știu asta 100%. Dar am zis, hai să facem asta pentru oameni proști, oameni care nu are nici legătura cu noi. Stau acolo pentru că știam până acum toată lumea, Blaze, te iubesc, ești tare, faci clipurile mișto. Am făcut o greșeală și n-a fost o greșeală, a fost o farză. Ați vorbit urât, m-ați înjurat. Voi știți, am primit peste 3.000 de mesaje și am citit, de obicei eu nu citesc mesaje, dar am citit tot. Toată lumea care m-a scris, am citit. N-am răspuns, dar am citit tot mesaje. Nu e frumos. Nu e frumos. Pentru că eu pot să fiu soțul tău, pot să fiu fratele tău, pot să fiu cel mai bun prieten tău. Dacă am fost soțul tău și oamenii vorbește așa, cum simți tu? Pui și tu în pielea mea. Și vreau să spun tot respectul meu pentru oameni care nu m-au judecat, care au așteptat, oameni care au zis, ok, Blaze, sunt dezamăgit de tine, de ce ai făcut? Tot respectul meu pentru ei, pentru că e normal să scrie asta, dar oameni care voi știți cum ați vorbit, să vă fie rușine, mă, nu contează ce a zis Iza, să vă fie rușine, trebuie să aștept să vezi sau să vad din punctul meu ce am eu de zis. Și Iza n-a vrut să facă. Am zis, băi, hai, facem asta oricum. Și ea a fost de acord și noi am făcut. Pentru că vrem să vedem cine chiar ne-i te iubește. Pentru că când ești la pământ, acolo vezi oameni care... Și ce înseamnă să oameni să te iubești? Nu înseamnă că oameni spuneau, oh, bravo, Blaze, sau nu. Blaze, ești dezamăgit de tine. Dar ce ai patit? Ești bine? Dar deja, nu e frumos.
lecție pentru voi, că nu credeți tot ce e în social media, nu credeți, pentru că voi credeți orice. De exemplu, am zis eu în Dubai, toată împlăjirea din Dubai, eu stau acasă, eu râd. Uite, eu stau acasă, eu râd. La social media, pot să stau acolo, scriu că ești în Japonia și toată lumea, nu credeți ce spuneți oricine la social media, nu credeți. Pentru că voi m-ați judecat fără să fiți 100% și eu m-am aștept, eu nu mă victimizez acum, nu plâng. Cum am zis, eu știam că voi o să mă înjurați, știam eu toate astea. Poate voi cred că eu ești prost, nu sunt prost. Acum, despre Mireasa, toată nebunia asta a început cu ei. Pentru că am văzut acum câteva zile, au postat ei, uite ce au zis, că noi am despatit. Mireasa, asta este întrebare pentru voi. De unde știți voi? Pentru că eu niciodată, cu gura mea sau la postările mele, am zis că eu am despatit de Iza, nici ea. Și de unde știți voi, Mireasa, că noi am despatit? Pentru că asta mă enervează de la voi. În loc pentru voi să fiți mama, noi am fost la emisiunea voastră, unde voi trebuie să ne sună mereu. Voi m-a sunat la Antena 1, la Antena Stars, la asta. Mereu, când voi cred că noi am despatit, voi sunați să vedeți dacă chiar am despatit, să aveți ce s-a postat. De ce? Niciodată voi m-a sunat să spună, cum sunteți, o să fie bine, să ne, știi, ca mama, să ne încurajează, niciodată. Numai să aveți ce să puneți acolo la știri. Nu e frumos. Asta înseamnă o emisiune adevărat. O întrebare. Numai la audiența, la reclamă, la rating. Dar viața tuturor, cum se simte oameni. Voi gândiți și la asta? O să fac alt clip, tot despre Mireasa. Ei vreau să joc cu focul. O să vă arăt voi, pentru că știu că voi se uită la mine acum, cine este mai deștept. Vedeți, de treaba voastră de emisiune, lasă-mă în pace. Eu am mult de spus, eu încerc să abțin, pentru că am bună relație cu oameni care lucrează acolo la voi. Voi știți, eu nu vreau să stric afaceri pentru voi. Vedeți, de treaba voastră. Acum, pentru fanii Mireasa, părerea mea, adevărul este că 80% de la oameni care se uită la Mireasa, care îi spus că ești fan Mireasa, sunt oameni care stă acolo după să vad cine se despartă. Dacă tu crezi că ai o minte acum, poți să întrebi oricine, ok, întreabă pe cineva care este fan Mireasa și întreabă, dintre sezonul asta, cine să, câte copii a făcut asta care, că mulți nu știe. Dar dacă îi întreabă, poți să spui cine a despartit de la sezonul 1 până acum, știe tot. Pentru că mulți oameni așteaptă să vadă cine s-a despart, cine s-a... Nu e frumos. Că voi stați acolo numai să vedeți cine greșește, cine despart, cine ceartă. Nu e frumos. În loc să faci asta, fa altceva cu viața ta. Fii schimbarea aia care vrei să vezi în lume. Vrei totul să fie bine în țara ta, în țara România, să începe de la tine. Nu spune, se aruncă mâna, președinte, e asta, e corupt. Și tu, vă rog din suflet, să nu vă scrieți la Iza, să supărați pe ea sau... Nu. O zi bună, ciao.